Ei bună, pentru că am muncit aproape două zile la căutatul și pregătitul ghebelor pentru congelator, m-am gândit că ar fi minunat ca în seara asta să gustăm un pic din rodul muncii noastre, așa că am făcut o mâncărică super rapidă cu ou și zarzavat proaspăt. Am tras la tigaie ghebele în prealabil fierte, tocate în mod grosolan cu un pic de ceapă, mi-am pregătit separat un pic de pătrunjel și ceapă verde, am bătut câteva ouă cu sare și piper, ouăle bătute ca pentru omletă. Când ghebele au fost aproape gata, am adăugat în tigaie ceapa verde, doar ca să se moaie un pic. patrunjelul l-am pus peste, peste ou și am adăugat totul peste peste ghebe. Am lăsat un pic la foc mare până s-a uscat complet oul și mâncărica de ghebe este gata. Vă asigur că pătrunjelul proaspăt dă un gust absolut minunat tocăniței. Excluzând timpul de fierbere al ghebelor, Cred că mi-au trebuit în total nu mai multă de 15 minute pentru a termina această mâncărică. Poftă bună.